Planeta noastră este destul de norocoasă deoarece are un satelit mare care orbitează nu prea departe de ea și care determină ca cerul nopții să fie destul de luminos. Dar pentru a avea o imagine spectaculoasă a cerului ar fi trebuit ca Pământul să aibă un sistem de inele precum cel al lui Saturn. Pământul a avut odată un inel care a reprezentat o etapă din procesul de formare al Lunii. Atunci când planeta Theia s-a ciocnit cu Pământul, o mare cantitate din materie a fost aruncată în spațiu. Aceasta s-a plasat pe o orbită în jurul Pământului și a format un inel care în cele din urmă a colapsat sub forma satelitului nostru. În anul 1848, matematicianul francez Edouard Roche a calculat că în cazul în care un satelit mare se apropie prea mult de o planetă, atunci acesta va fi distrus de forța gravitațională a planetei. Acest lucru se întâmplă deoarece atracția gravitațională dintre planetă și satelit nu este echilibrată. Planeta exercită o atracție gravitațională mai mare pe partea mai apropiată de ea a satelitului și o atracție gravitațională mai mică pe partea mai îndepărtată a acestuia. Dacă un satelit se apropie prea mult de o planetă, atunci această atracție neechilibrată poate deveni destul de mare încât să provoace ruperea în bucăți a satelitului. Fiecare planetă are ceea ce se numește o limită roșie. Inelele lui Saturn se află în întregime în interiorul limitei sale roșii. În jurul planetei Pământ nu s-au format niciun fel de inele de tipul celor existente în cazul planetei Saturn. Chiar nu contează, deoarece dacă ne întrebăm cum ar fi arătat cerul planetei dacă Pământul ar fi avut un astfel de sistem de inele, putem răspunde printr-un exercițiu de imaginație. Dacă planeta noastră ar fi avut inele similare planetei Saturn, atunci ar fi destul de ușor să ne dăm seama cum ar fi arătat ele din mai multe locuri de pe Pământ. La ecuator, inelele ar fi trecut chiar pe deasupra capului nostru. Dacă am fi mers doar puțin mai la nord de Guatemala, atunci inelele ar fi început să se răspândească pe cer. Partea întunecată a Lunii ar fi mult mai luminoasă decât suntem noi obișnuiți să fie ca urmare a creșterii cantității de lumină solară ce s-ar fi reflectat de acele inele. Dacă am fi mers undeva în Polinezia, pe tropicul Capricornului, la 23 de grade latitudine sudică, o panoramă de 180 de grade ne-ar fi oferit o idee despre priveliștea magnifică a acestor inele. În zona ovală mai întunecată, aflată în mijlocul inelelor, s-ar fi putut observa umbra Pământului. Pe parcursul fiecarei nopți s-ar fi putut urmări trecerea timpului marcată de modul prin care ar fi fost iluminate inelele. La miezul nopții, umbra Pământului ar fi avut cea mai mare extindere. Marginea umbrei Pământului este luminată într-o nuanță de lumină portocalie roz pe măsură ce lumina soarelui trece prin atmosfera Pământului. Din Washington, la o latitudine de 38 de grade, inelele ar fi început să coboare sub orizont, priveliștea acestora fiind încă uimitoare, ele dominând încă imaginea cerului atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Cam la fel s-ar vedea și din București. Văzute din orașul Nome din Alaska, inelele spectaculoase ar fi luminat un peisaj sterb puțin mai intens decât o lună plină din prezent. Spre deosebire de soare sau lună, aceste inele nu ar fi răsărit și nu ar fi apus niciodată. Ele ar fi fost întotdeauna vizibile, atât ziua cât și noaptea și s-ar fi aflat întotdeauna în exact același loc. Acesta a fost episodul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Nu uita să-mi lăsați întrebări în comentarii dacă vreți să apăreți în următoarele episoade Space Facts. Mi-am creat un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Ai un link în descriere dacă ești interesat. De asemenea, mai jos găsești și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!